La 14 ani, Rosemarie este sprijinul mamei sale bolnave. Îi gătește, o ridică la propriu atunci când cade și o ajută să privească viața prin ochii ei frumoși de copil. De Crăciun nu-și dorește cadouri scumpe, vrea doar ca mama să fie sănătoasă și să se poată plimba împreună cu ea. Și-ar mai dori să ajungă odată în bucătăria unui șef la cuțite sau să poată fotografia norii dintr-un avion. Dorințele ei s-au făcut auzite în campania Ajut Eu. O dimineață ca oricare alta pentru Rosemarie. În bucătăria cu perdele colorate, doi peruși, o pisică și muzică în surdină, copila de 14 ani pregătește micul dejun, în timp ce mama ei, cu privire pierdută, îi supraveghează fiecare gest. E ritualul lor zilnic. Rosemarie îi dă să mănânce, o duce în pat, o învelește și abia apoi pleacă la școală. Tatăl meu, fiind gendarm, nu își petrece timpul atât de mult acasă. Și eu rămân singură cu mama. Și ea, din cauza bolii, nu poate să gătească. Nu poate să facă, de fapt, mai nimic. De când avea exact vârsta copilei sale, Dudica a descoperit că suferă de miastenia gravis, o boală autoimună care a oprit-o toată viața să facă lucruri banale, să alerge, să țină în mână o cană, să spele, chiar să vorbească uneori. Impulsul nervos nu ajunge la mușchi. N-am ținut-o în brațe pe Rosemarie niciodată. Ea a plimbat întotdeauna tatăl, întotdeauna s-a deplasat cu ea, a ieșit la film cu ea. Au mers la zilele de 8 martie, de ziua mamei, la sărbări când eu nu puteam. Rosemarie a apărut în viața ei ca o salvare. Este copilul ei special pe care nu l-a ținut niciodată în brațe, dar care a devenit între timp mâinile și picioarele ei. Fetița așa și-a cunoscut mama și nu i s-a părut niciodată că e ceva neobișnuit să gătească ea sau să plece în grabă la piață în timp ce mama rămâne acasă. Plângând pe furiș. Griji prea mari au apăsat nefiresc de devreme pe umerii ei mici, dar asta a călit-o și a făcut-o puternică. Perfectă, e specială. Este un copil care a trecut prin foarte multe lucruri urâte din cauza bolii mele, pe care le-a trăit, le-a văzut, le-a simțit și nu am cum să întorc înapoi și să-i le scot din memorie. Nu știu dacă ți-am mulțumit vreodată, dar acum am ocazia. Care e lucrul pe care l-ai face tu cu mama ta și nu l-ai făcut încă? Cred că mi-ar plăcea să merg cu ea, să ne plimbăm amândouă singure, într-o pădure înverzită. Și mai visează să zboare, să vadă măcar o dată cum arată norii de sus, să-i fotografieze dintr-un avion. Ea se simte cel mai bine când îi face poze lui Pașa, motanul care îi aduce liniște și zâmbete. De mică a fost atrasă de animale, tot ce găsea pe stradă aducea acasă, inclusiv șopârle, așa că a decis, se va face medic veterinar. M-am gândit să iau bomboane, să cumpăr, nu știu, dacă ar fi 30 de elevi într-o clasă, să cumpăr 60 de bomboane, să fie câte două la fiecare. Aș fi vrut să fie o surpriză. Să nu știe niciunul de la cine au pornit toată chestia asta. Așa e ea, de meserie, zână bună. Și-ar dori să-și poată surprinde și mama cu mâncare mai bună și rețete sofisticate, pe care încearcă să le învețe de la televizor. Mă uit la Șef la cuțite. Și mi se pare o emisiune destul de interesantă, pentru că aflu rețete noi, văd poveștile altora de viață. Cel mai mult îmi place de Șef Ponte. A furat așa cu privirea câteva rețete, dar n-a fost prea mulțumită de rezultat. Cea mai gustoasă mâncare rămâne deocamdată tot cea pe care o desenează. Până la marea performanță din bucătărie, e nevoie de mult exercițiu și multe ingrediente sacrificate de dragul artei gastronomice. Am încercat într-o zi, când mama și tata erau plecați, am încercat să fac o clătită în două culori. Și, din păcate, a ieșit un pic amarsă. Două suflete pereche, două destine în oglindă, două inimi care bat la fel, simt la fel, iubesc și speră deopotrivă la un viitor fericit. După ce le-am cunoscut, ne-am dat seama că lacrimile lor nu sunt doar despre cât de tare doare boala ori deznădejdea, ci despre cât de mult contează să poți trece prin așa ceva împreună cu cineva. O mamă a ajuns să simtă cât de frumoasă e viața prin ochii copilului său. Un copil a învățat de la mama sa cea mai importantă lecție, să trăiești frumos și demn, orice îți e dat să trăiești.
Rosemarie a trăit emoții puternice la gala Ajutiu organizată de Ziua Antenei 1 cu sprijinul Observator și a fost mereu aproape. A primit daruri din partea celor trei șefi la cuțite și a fost invitată în platoul celui mai urmărit show culinar din România. De ce plângi? Pentru că... sunt foarte fericită. Te iubesc. Îți mulțumesc că ești așa. Am să-ți pun acest pin pentru că ești partea campaniei Ajut Eu și simbolul trebuie să rămână, m-a ajuns tu să ți-l pui. Și am să vă îmbrățișez, am să o îmbrățișez pe mama mai întâi. Mulțumesc pentru tot. Te îmbrățișez. Bună, Rosemarie. Bună ziua, doamnă. Este extraordinar ce faci tu. Să nu mă faci să plâng, te rog. Dar mai puțin. O să plâng, să știi. Cel mai curat lucru este să te exprimi gastronomic. Dumitrescu m-a sunat și m-a rugat să trec să îți dau o carte de la el. Un șorț de la mine și de la Bonte o invitație la noi în platou, în momentul în care o să începem să filmăm sezonul 8, să vii să gătești cu noi. Mulțumesc! Pune mereu suflet și vei reuși. Rosemarie! Ești un adevărat model pentru copiii de vârsta ta și nu numai. Sfatul meu este să-ți urmărești visul, să-ți urmărești pasiunea, pentru că niciodată nu știi ce-ți rezervă viața.